Fostul mare fotbalist al Universității Craiova, Sorin Cârțu, e singurul jucător care a reușit să-i marcheze vreodată 4 goluri într-un meci lui Helmut Duck-Adam. Episodul s-a întâmplat pe 26 iunie 1983, când în penultima etapă din campionat Craiova Maxima a câștigat cu scorul de 5-2 în fața Stelei. Golurile oltenilor au fost înscrise de Sorin Cârțu în minutele 43, 47, 60 și 78. Pentru Olteni a mai marcat, în minutul 89, și Aurică Țicleanu. Nu mai contează că am fost adversari pe terenul de joc, dar viața asta este total nedreaptă. Omul ăsta a fost un om care nu s-a certat cu nimeni. A fost pâinea lui Dumnezeu. Și la emisiunile sportive nu ați văzut că Helmut nu producea scandal. Analiza foarte obiectiv meciurile. Helmut a fost un caracter foarte frumos, dar din păcate el a plecat de pe terenul de joc destul de devreme. Mi se pare că Helmut a terminat cu fotbalul pe la vreo 27 de ani, chiar după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Mi se pare că nu a mai apărat mult după aia, nu? Cred că avea 27-28 de ani atunci când a fost nevoit să se lase de fotbal din cauza acelei probleme la braț. Îmi aduc și aminte de meciul în care eu i-am marcat 4 goluri lui Helmut. Vreo 3 pase de gol în meciul ăla mi le-a dat Aurică Țicleanu. Și mi se pare că am și ratat un 11 metri tot în meciul ăla. Noi aveam la universitatea echipă tare de tot. Încă era în acțiune Craiova Maxima. Steaua era cu Duck-Adam, Florin Marin, Belodedici, Tudorel Stoica, Majaru, Balint. Ultima oară m-am întâlnit cu Helmut acum vreo 5 luni la un eveniment la un mall de la noi din Craiova, iar Helmut chiar mi-a amintit că nu a uitat nici acum de meciul în care eu i-am dat 4 goluri. Am bătut Steaua atunci cu 5-2. Vă repet, sunt devastat că Helmut nu mai este printre noi. A plecat din viața de fotbalist foarte tânăr, la fel cum a plecat și din viață, a încheiat Cârțu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.